Grădina publică Ștefan cel Mare, foarte populară în Chișinău, este un tradițional loc de întâlnire pentru îndrăgostiți și punct obligatoriu în itinerariile turiștilor. Aleea Clasicilor găzduiește un impresionant ansamblu sculptural, busturile exponenților de seamă ai literaturii române, de la academicianul școlit la Istanbul Dimitrie Cantemir și exploratorul Chinei Nicolae Emilescu Spătaru, până la contemporanii Mircea Eliade, Lucian Blaga și Nichita Stănescu. Totuși, printre busturile celor mai apreciați scriitori români, lipsește Liviu Rebreanu. În locul rezervat pentru el nu este decât un portret lipit pe copac și fundamentul acoperit de țărână. Este unul din clasicii români și păcat că nu îl găsesc și aici pe Aleea Clasicilor. Trebuie numai decât să fie salat, că e scriitor român, scriitor. Este un scriitor care are multe opere interesante, copiii studiază. Eu, cu păreri de rău, n-am citit. Este un clasic român. Aici trebuie să fie toți scriitori moldovenești și români. Opera mea preferată este Ion. Acum avem și ceva Ciulian, dar trebuie să studiem. Merită să citim. Mă scuzați, dar nu cunosc. De fapt, la noi, în Moldova, cultura foarte joasă. La această situație a reacționat o organizație neguvernamentală care a protestat și a colectat semnături. De ce anume ONG Hyde Park? Toată lumea, când a văzut că pe 31 august, la ziua limbii, n-a fost instalat bustul lui Rebreanu cum era preconizat și cum era tradiția în fiecare an să aducă câte un bust, a lăsat mâinile în jos și a zis că n-ai ce să-i face guvernare comunistă. Noi am considerat că totuși trebuie protestat. Nu înțelegem de ce aleșii poporului, reprezentanții guvernului, se împotrivesc acestei voințe a poporului. Am încercat să aflăm de la Ministerul Culturii de ce bustul lui Rebreanu nu a fost instalat. Funcționarii care slujesc cultura au refuzat să ne acorde un interviu. Ni s-a comunicat însă că pentru plasarea bustului este nevoie de hotărâre de guvern. Oricum, știi cine a fost de servici la ora asta și o să răspundeți. Deoarece gardienii guvernamentali ne-au dat afară, interzicându-ne să filmăm de aproape sediul executivului. Eu vă spun că nu-i voie. Atunci stați la uși și dumneavoastră oameni... Dumneavoastră nu-i înlocuiți, dumneavoastră, vă rog, nu-mi spuneți așa. Dar dumneavoastră nu-i voie. Nu-i voie, da. Nu-i voie. Dacă nu-i voie, vă rog să spuneți dumneavoastră. Eu vă spun că nu-i voie. L-am întrebat pe șeful Departamentului Cultură al Primăriei Chișinău cine poate rezolva problema. Președintele țării, pentru că președintele țării e și secretarul general al partidului și el i-a ascultat. Guvernul nu a acceptat sub pretext că Ministerul Culturii elaborează alte legi conform căreia orice semn monumental, de la placă până la statuie, deci trebuie numai decât prin Ministerul Culturii. În tot anul trebuia aprobarea guvernului și guvernul nu făcea mari probleme. Adică nu era atât de principial. A creat un cerc vicios care afectează interesele cetățenilor. Asta nu trebuie să hotărească guvernul. Este Ministerul de Cultură. Ia că lasă el să-și spui. Lasă să întrebe pe oameni. Ia că trebuie să facem noi așa și noi vrem. Și noi ne gândim să facem. Dar dacă poate guvernul s-o ocupă tare mult cu politică. Nu pot să spun nimic. Părerea e foarte rea. Nu înțeleg de ce. Păi este un scriitor român. Ce, dacă suntem în Republica Moldova, nu ar trebui să instalăm bustul unui român? Tot este de-a nostru, nu? Fără dânsul nu pot trăi. Și nu numai fără dânsul. Fără toți clasicii noștri. Păi m-au întrebat din nenumărate ori pe tema asta. Eu nu, unde e bustul? Cum poți să te pronunți într-o chestiune pe care nu o cunoști? Degeaba am avut norocul să întâlnim pe alee un scriitor din manualele școlare. Băi, da, ele de acum sunt deja pus. Ion Druță, pentru care busturile clasicilor nu sunt decât niște căpățâni de bronz, face opinie separată în breasla scriitorilor. Liviu Rebreanu este scriitorul nostru, locul lui în Aleea Clasicilor este garantat de istorie. Atunci când intelectualitatea afirmă niște lucruri, iar puterea nu le acordă nicio atenție, constatăm faptul absolutei absențe a democratismului. Și atunci vine dictatul
puterii necunoscătoare. Instalarea bustului lui Rebreanu va avea loc, sper, chiar în timpul acțiunii puterii de astăzi, adică pe vremea comuniștilor. Acum, cu această putere, mai târziu, cu altă putere, dar Liviu Rebreanu va veni la noi în măsura în care noi ne apropiem de... Sperăm că acest film va contribui la restabilirea tradiției și că vizitatorii parcului vor găsi aici busturile tuturor scriitorilor importanți.